Astăzi a avut loc ultima ședință din acest an a Colegiului Prefectural, în cadrul căreia au fost abordate mai multe subiecte de mare interes. Astfel, printre punctele de pe ordinea de zi, se numără și acțiunile de control în ceea ce privește modul în care sunt comercializate produsele alimentare de sărbători și un material privind recoltarea și valorificarea mesei lemnoase. Astăzi, Colegiul Prefectural a desfășurat ultima ședință din acest an în sala mare a Palatului Administrativ din Drobdatul Severin. În cadrul ședinței, directorii serviciilor publice deconcentrate și reprezentanții structurilor MEI din județ au prezentat mai multe materiale activităților din acest an. Astăzi a avut loc ultima ședință de Colegiul Prefectural din acest an, în care Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a prezentat o informare referitoare la acțiunile de control pe care le desfășoară în această perioadă a sărbătorilor de iarnă. De asemenea, Direcția Silvică Mehedinți a informat membrii Colegiului Prefectural privind activitățile de recoltare și de valorificare a masei lemnoase și a celorlalte produse ale pădurii, iar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, filiala Mehedinți, și-a prezentat stadiul lucrărilor de investiții în infrastructura de irigații din primul semestru al acestui an. În încheiere, vreau să urez tuturor mehedințenilor un Crăciun fericit și un an nou cu sănătate și împliniri. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Mehedinți a precizat faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă au fost efectuate un număr de 67 de acțiuni de control, fiind depistate produse neconforme în valoare de peste 24.000 de lei și oprite de la comercializare produse de peste 23.000 de lei. De asemenea, au fost aplicate amenzi în cuantum de 147.500 de lei. În perioada sărbătorilor de iarnă și premergătoare acestora, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mehedinți desfășoară acțiuni de control în fiecare an la distribuitori, depozite agro, marile rețele de magazine, precum și magazine situate atât în mediul rural cât și în mediul urban. Direcția Silvică Mehedinți a discutat despre recoltarea și valorificarea masei lemnoase în acest an, fiind organizate mai multe licitații de masă lemnoasă, fiind oferite aproximativ 150.000 de metri cubi. De asemenea, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a prezentat situația lucrărilor de investiții și a lucrărilor de infrastructură de irigații pe primul semestru al anului 2021. Printre principalele obiective ale noastre este acela de asigurarea integrității Fondului Forestier Național, extinderea suprafețelor de pădure la nivel județean prin executare de plantații, conservarea biodiversității și asigurarea stabilității și sănătății pădurilor. O altă activitate importantă este valorificarea masei lemnoase. În județul Mehedinți au fost constituite 5 organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații pe o suprafață de 21.710 hectare. OAI Palina a finalizat luna noiembrie, pe sub măsura 4-3, o stație SPP 8, urmând în continuare să reabiliteze tot pe măsura 4-3 încă două stații. Până la această dată, OAI Palina a finalizat 3 proiecte din cadrul PNRR 2014-2020. Ultimul punct de pe ordinea de zi a fost reprezentat de aprobarea programului orientativ al temelor ce urmează să fie abordate în ședințele de Colegiul Prefectural de anul viitor.